Bună ziua tuturor, sunt Tarotela, cu tarotele pentru cei... Oh, născut în Taur! Am amestecat vreo 5 minute, acum au sărit toate. Ce ați primit? Două cărți. Oh. Două cărți micuțe, dar la capătul acestui set de cărți aveți un lup. Cărțile nu sunt micuțe. Ființele sunt micuțe. Și asta explică ceva. Să arbețișoare că se face prea. Deci, cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Taur. Ați primit Libelula și Șoricelul. Dar să nu uităm de lup. Dați-mi voi un pic să mă adun. Libelula reprezintă, are semnul alchimic al aerului. Iepurașul, de ce o fi iepuraș? Probabil că v-ați făcut griji, vă faceți griji. Șoricelul are semnul alchimic al pământului. Este foarte posibil aceștia să fiți voi, nu vă supărați, dintr-o perspectivă a comunicării. Avem semn de aer, da? Și nu doar atât. Avem această libelulă care vă cheamă la o atitudine mai comunicativă. De ce spun asta? Simt că șoricelul își face în general prea multe griji pentru lucruri adesea minore. Pe de o parte, are și el multe calități. Este genul de persoană foarte atentă la detalii. S-ar putea să aveți nu doar o planetă în semn de pământ, să aveți mai multe planete în semn de pământ și să fiți genul de oameni foarte atenți la detalii. Și asta e bine. Asta e bine. Poate chiar în felul în care comunicați. Vă place să fiți atenți la fiecare detaliu, dar tocmai din această excesivă atenție, uitați să vă mai relaxați și comunicarea nu mai e fluidă, ci oarecum îngreunată, înfricoșată, să nu faceți o greșeală, să nu exprimați un cuvânt aiurea. Și eu îmi fac stres, că poate nu tot timpul sunt coerentă sau nu sunt așa cum aș vrea să fiu, dar în momentul în care fac channeling sau în care vorbesc direct despre niște cărți, despre niște mesaje, important e mesajul final, nu neapărat forma în care a fost prezentat. Da. Conținutul e important. Și simt că mulți dintre voi sunteți foarte concentrați pe aspectul, pe îmbrăcămintea mesajului. Și a venit această libelulă grațioasă, jucăușă, poate e o persoană cu multe planete în semn de aer. Sau multe, puține, că e soare, că e altă planetă, nu contează. Și vă inspiră oarecum. Ah, ce face, mă? Nu înregistrează? Ba, înregistrează. Nu? Înregistrare. Așa. Nu știu, dacă s-a filmat, s-a filmat. Important e să filmeze ce zic. Da. E posibil să fie o persoană care să fie mult mai relaxată în felul în care comunică cu dumneavoastră și să vă inspire. Să vă inspire. Și să vă scoată oarecum din stresul ăsta al detaliului și al grijilor de zi cu zi, că asta face șoricelul.
Are ceva de pus pe masă, are un loc în care să stea în siguranță, este protejat de prădători, de pisici, de eu știu ce acvile, ce pericole mai sunt în jurul lui. În general, probabil, majoritatea dintre voi vă faceți griji într-o privință, că e relație, că e situația acasă, că e situația la locul de muncă, prea multe griji. Pământene! Ei, și apare libelula, grațioasă, simpatică, jucăușă, care dă din aripi și începe și vorbește. Eventual, cum am spus la nu știu ce, la peștișoare am vorbit un pic mai mult despre libelula, eventual, libelula poate să vă invite și la discuții mai erotice, că avem un triunghi, da? Simbolul feminității, al există niște conotații, să zic, sexuale, intime în comunicare. Dar, care sunt oarecum, eu așa simt în acest context, de bun augur, tocmai bine vă scot oarecum, după cum vedeți, aici șoarecele stă în întuneric, își face griji ce să pună bani deoparte, la cec, la bancă, să pună pentru mașină, pentru casă, pentru mâncare, pentru copii, pentru mămica, pentru tăticu. Da. Ei, aici e mult mai colorată, mult mai aerisită. Persoana, situația în sine, sau felul în care sunteți chemați să comunicați, mai relaxați, mai creativi. Și mai puțin despre problemele voastre. Comunicați despre altceva. Despre stele, despre libelule. Art deco, apropo, vă dau eu. Deci, libelula a fost studiată de Lalique. Este un mare creator art deco. Da? Puteți să studiați cine are interes. Și veți avea subiecte de discuție mult mai interesante decât grijile zilnice. La capătul acestui set de cărți aveți ce? Aveți lupul, care în aceste de cărți este similar cu împăratul, tatăl pădurii. Este semn de pământ, este un simbol ctonic, este o energie periculoasă și benefică și negativă, depinde de situație, se adaptează, are un foc interior. E obișnuit cu întuneric, dar nu-și face griji cum își face șoricelul. Ori trebuie să învățați, pentru că acest lup reprezintă un profesor foarte dur. S-ar putea lecția în sine să fie dură și să vă învețe ceva. O lecție a comunicării. Pentru că, am zis, lupul este conducător și trebuie să învețe cum să comunice cu cei, cu tribul, cu haita, cu familia, cu cei pe care vrea să-i protejeze. Și nu să-și facă griji, evident. Poate e o persoană care comunică despre griji, atunci voi trebuie să le spuneți că nu e cazul să-și facă griji, da? Există și varianta asta. Dar lupul reprezintă împăratul sau tatăl, mai bine zis. Este o energie foarte protectoare, este o energie asumată. Avem aici și Cămila, care are simbolul focului, care suportă multe greutăți pe ea, le duce, cale îndelungată, prin deșert, fără apă, fără aia, fără aia, altă, se sacrifică, îndură. Probabil că aveți aceste energii. Ei, și prin acest, dar, interesant, în spate aveți și un dragon. Dragonul e deja simbolul alchimic al eterului. Dar ce face acest simbol? Acest simbol ne aduce aminte de plexul solar, de chakra a treia, de ego. Probabil că undeva trebuie să lucrați cu ego-ul vostru. Și să nu uităm că ego-ul se poate manifesta în multe feluri. Și prin frică, și șoricelul are un ego, dar un ego foarte temător, da? Și Camila are un ego al responsabilității. Eu le duc, eu le fac, eu pot să trec prin toate, prin tot deșertul, eu parcurg toată lumea dacă e nevoie, ca să îndeplinesc eu știu ce responsabilitate. Mie mi se pare similară cu 10 de bâte. Multe responsabilități, o căsnicie, o relație obositoare, epuizantă. Probabil că v-ați epuizat tocmai pentru că există un ego undeva cu care trebuie să lucrați. Mai lăsați responsabilitățile și învățați-vă lecția. Învățați că cei care conduc nu sunt tot cei care
duc greutățile. Conducătorii știu cum să-și folosească resursele și cum să-i folosească pe cei din jurul lor pentru omul potrivit la locul potrivit. Adică, conducătorul are alte lucruri de predat, are alte lucruri de observat. Nu să se ocupe doar de aceste responsabilități. Eu așa simt că e pentru unii. Și pentru cei care au stat prea mult într-o situație atât de obositoare, epuizantă, sunteți chemați să fugiți, să plecați, să vă mobilizați, să ieșiți din situație, da? Pentru că dacă mai stați mult, începe să vă faceți griji și să nu mai știți să comunicați. Că am zis, dacă n-am zis, repet. Lupul comunică, este un profesor, e o lecție. Dacă nu e o persoană, dacă e o situație prin care voi trebuie să învățați, să fiți conducători. Și conducătorul ce face? Comunică. Dacă e nevoie, comunică, drăguț. Dacă e nevoie, comunică mai intens. Dar se adaptează. Studiați un pic videoclipul acelea cu haita, cu lupii, să vedeți ce interesante sunt. Cred că unii dintre voi sunteți chemați să renunțați la poziția aceasta de beta, deta, eu știu cât o mai fi, teta, și să deveniți alfa, pentru că lupul reprezintă alfa, cel care conduce, că-i femeie, că-i bărbat. Și repet, dacă așa simt, așa fac. Trebuie să învățați să comunicați un pic mai altfel și nu doar de comunicare, să vă ridicați un pic mai nonșalant deasupra problemelor și grijilor și detaliilor, prea multe detalii. Prea multe detalii. Fiți un pic mai creativi. Asta e o energie foarte creativă. Da, uneori e o energie manipulatoare, dar e bine uneori să fii mai manipulator. Dar în sensul bun al cuvântului, să știi cum să folosești oamenii, resursele, în avantajul tău. Bine, cu responsabilitate. Asumat. Nu iresponsabil. Și nu cu frică. Posibil e cineva în umbră de la care puteți să învățați toate aceste lucruri în cazul în care nu sunteți voi. Dar eu cred că acum vă faceți, în această perioadă, vă faceți griji pentru prea multe și prea minore lucruri. Prea minore lucruri. Când de fapt energia voastră adevărată, aceasta ar trebui să fie. Calm. Adunat. Și repet, comunicare. Comunicare. E interesant, foarte interesant, cum simbolul întors, da? Deja arată cu simbolul pământului. Trebuie să învățați să comunicați într-un anume fel. Și dacă aici este o natură feminină, poate că trebuie să vă conectați un pic la o latură feminină, în care sunteți mai diplomați. Da? Și după ce manifestați această latură, vă reechilibrați și deveniți masculini, foc, da? Începeți să vă reactivați focul care e în spatele lupului, da? Și să manifestați acest semn de pământ, de stabilitate, să vă stabilizați. Probabil că aveți de comunicat un pic, de echilibrat vișudi. Nu știu de ce, e o legătură între chakra a doua, a sexualității și a comunicării în niște situații în viața unora dintre voi. Pentru că alfa este și cel care domină și pe acest plan tribu. Îl domină și la nivel sexual, să zic. Dar trec peste acest mic detaliu, probabil pentru anumite persoane, câteva. Ideea finală este că trebuie să ieșiți din griji, să fiți un pic mai relaxați, mai creativi. Poate o persoană sau poate voi trebuie să învățați acest stil de comunicare în perioada cât ce e Mercur, da? Mercur retrograd. Pentru că după ce va ieși dintr-o retrogradare, profesorul, lecția, începe să se manifeste.
Și puteți să vă manifestați, asumați. Și puteți să conduceți situația, relația, așa cum trebuie. Ca un alfa. Cam acesta ar fi mesajul. Vă rog frumos, transmiteți-mi cam cum vi se pare acest stil de etalare. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup, numai bine!